Bine ați venit pe papilaria numărul 7. Este o casă frumoasă, este o casă aparținând centrului istoric și este casa în care a copilărit în prima parte a vieții președintele. Trebuie să țineți minte că în anii 1940 este momentul în care casele au început să treacă de la un singur proprietar la mai mulți chiriași. Este momentul în care regăsim în casele din centrul istoric mai multe familii care au fost nevoite să locuiască împreună și să învețe să trăiască la oaltă. Ce este special? Președintele a stat în chirie, părinții săi nu au deținut această casă. Era ceva poate neobișnuit, spune dânsul în cartea sa, dar era ceva absolut normal. E o casă normală, pe o stradă normală și pornește pe un drum de normalitate pe care vă invităm și pe voi.